poți vedea în parcuri, pe trotuare sau în subterane. Pe lângă faptul că disting atmosfera în oraș, fiecare dintre ei ascunde o poveste impresionantă pe care o cântă cu voce, la strunele chitarei sau la tobe. Rockeram, я стал еще в принципе до рождения, потому что мама слушала на 9-м месяце беременности Юну Ноя 8. Тогда вот уже начал слушать рок. Стараюсь как-то вот держать себя в руках. То есть пьяным я не прихожу, матных песен практически не пою. Если и пою какие-то матные, то это бывает редко. Cântăreții au debutat în stradă din diverse motive. Начал играть в начале мая. Тогда как раз я расстался со своей девушкой, я должен был как-то отвлечься от негативных эмоций. Решил выйти на улицу и поиграть на гитаре. Sunt și cântăreți care își scriu singur versurile și muzica. Vor să-și facă o carieră de succes, dar din lipsă de bani se limitează la stradă. Da, я бы хотел играть в какие-нибудь клубы, в какие-нибудь рестораны, потому что мне нравится играть даже не ради денег, ради публики. Если людям нравится, то почему бы и нет? Нравился бы, спел бы на большой сцене, почему бы и нет? А я тщеславный, ненасытный человек, я хочу еще денег. А то мне за 20 минут дали только 2 лея, ребята. Chiar dacă în Chișinău concertele stradale sunt practicate de mult timp, artiștii întâlnesc mai multe piedici. Forțele de ordine le interzic să câștige bani. Am cântat în parc, nu în parc, pe alea Ștefan cel Mare, mai la Vale, vis-a-vis de primărie. A venit poliția, ne-a interzis cântăm. Este nevoie de autorizație. Din muzica stradală se câștigă bani. Cât de mulți deja depinde de artiști și de împrejurimile în care cântă. Мой личный рекорд за 12 лет это 900 лей за час. Ну, такое было один раз. Конечно, не каждый день так везет. Unii oameni apreciază muzica artiștilor nepromovați și chiar îi susțin financiar, alții însă sunt împotrivă și spun că muzica lor deranjează. Îmi face plăcere să-i aud. Îmi place să audă un sunet diferit de sunetele obișnuite, cum merge în autobuz, în trolebus. Eu nu le dau bani. Adică eu nu-i susțin direct. Dar îmi place ce aici fac. Cred că eu aș vrea ca ei să-și câștige banii altfel. Îmi pare o chestie faină, dacă e făcută din suflet. Dar în același timp depinde și cine cântă, desigur. Cred că e ok, atâta timp cât nu deranjează ordinea publică. Dar las loc să cânt din altă parte, am venit o leacă să mă hodin, eu n-am fost niciodată aici, am venit o dată să mă hodin, că s-a liniștit. Noi nu avem străini, nu avem bani, nu ne ajunge nică, măcar o leacă să ne liniștim, dar nu să auzim cum brăcnește lui. Dacă la noi este simplu să ieși în stradă și să cânți, atunci peste hotare există anumite reglementări pentru cântăreții ambulanți. În Spania, spre exemplu, din cauza numărului mare de cântăreți ambulanți, autoritățile i-au impus să-și schimbe locul la fiecare 2 ore și să stea la o distanță de 70 de metri unul față de altul. De asemenea, ei trebuie să dețină un permis care să fie reînnoit în fiecare an.